Dr. M este alături de noi în această dimineață la Star Matinal. Bine ați venit și felicitări pentru noul look. Bună dimineața, vă stă foarte bine. Mulțumesc. La o anumită vârstă trebuie să arăți mai tânăr. Vă reinventați. Tot timpul mereu. Este nevoie de o schimbare. Vorbim în această dimineață despre bolile pe care le putem lua atunci când ne roade unghiile sau pielițele. Cât de periculos este? În primul rând, această onicofagie este atât de frecventă și atât de mutilantă, aș putea spune, atât în rândul copiilor cât și adolescenților, dar chiar și adulților. Trebuie să separăm așa această boală, pentru că de multe ori ea este substratul unor boli psihice care pot duce la automutilări sau chiar la suiciduri de multe ori. Deci haideți să o luăm cu începutul. În primul rând, în copilărie, această boală, onicofagia, poate duce în primul rând la hepatite, la tot felul de boli. Da, pentru că sub unghii sau pe mâini există tot felul de virusuri, de bacterii, de fungi, pe care copilul, înainte să-și roadă unghiile, nu spune: stai că mi-a zis mami să mă duc la toaletă să mă spăl pe mâini. El va băga întotdeauna mâinile în gură cu toate mizeriile posibile și imposibile. Se vor instala de foarte multe ori panariții. Panarițiile sunt infecțiile de jur împrejurul unghiilor. Pot să facă onicomicoze. Deci, sau sepsis. De multe ori, da, aceste... Un tânăr era să moară din cauza acestei boli pe care a luat-o tocmai că își rodea unghiile. Sepsis, care e echivalentul... A unei septicemii. Acel tânăr, bineînțeles, avea și multe alte probleme de sănătate, deci era un organism tarat și a dus la acel sepsis. Că nu putem să zicem că noi ne roadăm unghiile acum 2-3 zile și vom dezvolta un sepsis. Cu unghiile sepsis. Lui, deci nici mai avea unghi atât de mult și le-a. Da, acolo era vorba de o boală psihică foarte gravă. Americanii chiar... uite, aceasta este fotografia. Americanii chiar își doresc să introducă în codul... deci în anumite manuale de psihoterapie sau de psihiatrie această boală ca deci și... o bază de stres. Nu neapărat de stres, de ticuri. Adică sunt ticuri pe care noi le putem educa încă din copilărie, dar cu condiția să se dorească educarea acestor ticuri. Se poate scăpa de rosul unghiilor cu ajutorul pelinului, a produselor cât se poate de naturale. Asta ca sfaturi pentru părinți care se chinuie cu copila și care exact. Țin numai degetele în gură. Sunt niște oje. Și cum se procedează cu pelinul? Se freacă unghiuțele copilului cu pelin sau se pune acea ojă care este foarte amară, este extrem de amară, se batijonează practic toată unghia copilului, chiar degețelul, și automat copilul, când va simți gustul acela amar, nu va introduce mânuța în gură. Dar deci... cunosc cazuri în care s-a trecut și peste această amăreală și dorința de a zura de unghiile, știu și adulți, bărbații, toată firea și femei care își acolo rog unghiile până la carne. Acolo există niște probleme psihice și ar trebui o consiliere psihologică sau psihiatrică de foarte multe ori. Normal că în momentul în care ai o problemă, iar acest obicei de a-ți roade unghiile încă din copilărie și nu s-a intervenit până la 30 de ani, normal că este foarte greu să elimini acest obicei foarte urât. Să nu uităm de paraziteze intestinale, care putem să le facem în momentul în care ne roadem unghiile. Deci te trezești cu tot felul de boli și nu știi de unde, pentru că îți rozi odată unghiile, dar și pielițele. E o mare problemă. Gândiți-vă numai la faptul că suntem foarte expuși unui mediu extrem de poluat. Gândiți-vă că ne roadem unghiile și începem și punem mâinile în mașini, în tramvaie, în metrouri, pe tot felul de... Pe bacnote, pe orice pe bare și așa mai departe. Plus că și noi suntem ceilalți expuși, pentru că din gura persoanei respective, deci poate să dezvolte chiar paradontoze persoanele care își rod unghiile, cariile dentare, gingivite, afecțiuni ale buzelor. Deci foarte multe boli se pot produce, pentru că
hepatita, de exemplu, este boala mâinilor murdare. Ce facem cu mâinile murdare? Le băgăm în gură. Deci, automat putem să facem o hepatită tip A, care este destul de răspândită. Și pentru că vorbeam ceva mai devreme despre această boală sepsis, boala tânărului de la care am și pornit discuția, citesc că simptomele acestei boli sunt amețeala, diareea și tânul foarte palid. Deci aceste simptome ar trebui să ne ducă să ne alarmeze. Bineînțeles, și nu numai astea. Și febra poate să ne alarmeze. Că, de exemplu, când pui mâinile pe diverse chestii, pe bagnote și le bagi în gură, poți să iei orice. Nu numai sepsis. Până la sepsis, sepsisul este mai târziu. Dar putem să facem alte boli. De exemplu, majoritatea tinerilor care vin cu acne își rod unghiile. De ce? Pentru că avem stafilococi foarte mulți la nivelul unghiilor, îi mai scormonim pe față, iar îi băgăm în gură. Și iară și iară și atunci ne umplem. E un cerc vicios. Este un cerc vicios. 80% din pacienții mei care vin să se trateze pentru acne au această... își rod unghiile. Dar e mai periculos la copii decât la adulți? Rostul unghiilor sau pieptelor? La oricine este la fel de periculos. Copiii nu copii au, o imunitate mai n-au aceeași imunitate, dar pe copii poți să-i strunești mult mai mult. Copiii, dacă ai grijă să le dai cu acea ojă sau să le pui pe lin sau să le bandajezi degetuțele respective pe care ei vor să le introducă în gură, mult mai ușor poți să-i canalizezi și să-i dezvezi de acest obicei foarte, foarte prost. Da, pe lângă rostul unghiilor își rod pielițele și unghiile roase și pielițele le introduc în gură. Da. Și le înghit. Adică pe se înghit. Duce până în extrema cea mai extremă. Da, pentru că ei rup fragment cu fragment, îl mestecă, îl înghit și automat înghit tot felul de microbi, tot felul de bacterii, tot felul de virusuri. Întreabă Zoia dacă acest lucru nu zice și la canibalism, că practic mănânci din tine. Ar putea fi un început, de ce nu? E vorba în special de boli foarte grave psihice, care merg cu rosul unghiilor, dar deja este mult prea mult. Păi mânci din tine psihologic, de ciudă, de furie, ai complex, ai frustrări, nu? Că tot ducem neapărat probleme psihice. Da, să nu ducem discuția într-un... Deci nu, noi vorbim despre așa zisa parte mai puțin patologică. Cea patologică trebuie tratată neapărat la psihiatrie, pentru că acele persoane care își rod unghiile și au nevoie de psihiatru sunt acele persoane care se scarpină foarte tare, care își smulg părul, care își mutilează. Deci acolo vorbim de o patologie psihiatrică, dar aici vorbim de niște ticuri, de niște obiceiuri pe care putem să le controlăm și putem să le rezolvăm încă din copilărie. Citesc foarte multe articole pe internet, majoritatea cer ajutor. Exact așa, ajutor, nu pot să scap de rostul unghiilor. Nu pot să scap, este foarte simplu să zici nu pot. Ba putem, putem cu exercițiu, cu voință, putem cu acele proceduri de care v-am spus, cu ajutorul unor minciuțe să găsim altceva de alte făcut. Unii jos și unghiile de la picioare. Da, își rod, de aici este acea tulburare psihologică sau psihiatrică. Mulțumim foarte mult, doamna doctor. Unde vă găsim